Autoritățile sălășene au dispus ample controale în piețe și târguri în perioada premergătoare sărbătorilor pascale. Decizia a fost dată în ultima ședință a Colegiului Prefectural. După finalizarea perioadei de control, se va face un raport privind deficiențele constatate și termenele stabilite pentru remediere și eventualele sancțiuni aplicate în timpul controlului. Această hotărâre, prin grija Secretariatului Tehnic al Colegiului, o să fie comunicată instituțiilor implicate. Verificările vor fi unele comune. Cele trei instituții au deja vechime în activitatea lor, fiecare își cunoaște fiecare atribuțiile pe care le desfășoară în baza actelor normative. Echipele deja se cunosc, deja sunt relații cât se poate de colegiale, da. Controalele, așa cum am spus, doresc să acopere întreaga arie a județului. Se vor desfășura în perioada 30 martie 10 aprilie. După trasee stabilite în comun, locațiile și unitățile care vor fi controlate se vor nominaliza abia în dimineața zilei în care se merge în control. Asigurarea mijlocului de transport se face prin rotație, într-o înțelegere deplină, fără să existe probleme. Sperăm noi ca și în ceilalți ani activitatea să fie corespunzătoare și să nu existe probleme deosebite. Controalele se vor încheia înainte de sărbătorile pascale.